Ce facem noi cu frunzele? Le lăsăm pe pământ sau le strângem? Le lăsăm pe pământ. De ce? Pentru ca insectele să ascundă să ierneze. Așa, bine. Și încă pentru ce mai sunt bune frunzele? Ca? Pentru că... Cine o ajută? Cine? Victoria? Ca să punem pe jurul copacilor și să iei cald. Să le punem în jurul copacilor, să le fie cald la tulpină, așa-i? Da, avem voie, copii, să dăm foc la frunze? Nu! De ce? Pentru să poluează aerul. Corect! Ora de educație ecologică și protecția mediului. Așa a început ziua picelor de la grădinița numărul 5 Scufița Roșie din orașul Druchia. În cadrul instituției, copiii sunt învățați să desfășoare și acțiuni de salubrizare, fiind ghidați de educători. Noi în grădinița de copii, în fiecare anotimp, când ieșim cu copiii la plimbare, ne străduim ca să facem diferite munci, observări. În fiecare anotimp ne străduim cu copiii ca să cercetăm natura, să strângem frunzulițele, să vedem o floare cât este de frumoasă și implementăm această dragoste la copii chiar de la vârsta fragedă, ca să ținem cont de ceea ce ne propun elaboratorii cărților și chiar noi însăși singuri ar trebui să implementăm la vârsta fragedă să protejăm cât mai mult natura și în general să o facem ca mediul nostru să fie cât mai curat, să fie cât mai îngrijit. Acesta este menirea unui om pe pământ, să lăsăm în urma noastră bine și frumos. Astfel de activități joacă un rol important în procesul de formare a preșcolarilor, dat fiind faptul că problema ecologiei este una dintre cele mai importante în țara noastră, cât și la nivel mondial. După cum știți, vârsta preșcolară este temelia formării unei personalități, unei personalități din toate punctele de vedere. Și dacă punem accent pe valoarea celor 7 ani de acasă și având un comportament civilizat în natură, cunoscând ABC-ul ecologiei, acest comportament va fi foarte binevenit atât pentru copii cât și pentru viitorii cetățeni ai societății noastre. Copiii sunt cei mai buni mesageri încât pot absorbi și apoi transmite informațiile celor de acasă. Astfel, instituțiile de educație timpurie din localitate au fost implicate într-un proiect european menit să sporească gradul de responsabilitate a cetățenilor privind protecția resurselor naturale și utilizarea lor eficientă. Începând de la cei mici, picii au făcut diverse experimente prin care din apă poluată obțineau apă pură, au desenat, au și privit filmulețe informative la subiect. Și instituțiile preșcolare din oraș au fost implicate în proiectul Apă Bună pentru Drochia. În cadrul acestor activități, copiii au cunoscut care sunt factorii care duc la poluarea mediului, cum pot fi evitați acești factori, ca totuși până în finalitate să avem o apă bună pentru toți locuitorii orașului Drochia. În instituție au fost organizate 3 activități de tipul acest, 4 activități, cu grupele pregătitoare și grupele mari. O metodă ingenioasă și eficientă de a informa copiii despre daunele produse de om întregii planete, despre protecția mediului, a fost descoperită de o tânără mamă originară din raionul Dubăsari, care a scris un ciclu de povești eco cu genericul Planeta Copiilor, pe care le-a și sonorizat. Mariana Lucinski abordează subiecte din domeniul ecologiei, poveștele fiind destinate picilor din grădinițe și cadrelor didactice din instituțiile preșcolare. Activitatea a fost realizată de un post de radio într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.